zgomot puternic? Da, zgomot, eu am zis că mi-a surpat mie cineva ușa sau a căzut placa de sus. Am zis că a intrat cineva în casă. Incidentul a avut loc pe o stradă din Mioveni, puțin după miezul nopții. Polițistul se afla la volanul unui autoturism de teren. Din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit o mașină care venea din sens opus. În urma impactului, SUV-ul s-a rostogolit de câteva ori și a lovit alte 5 mașini parcate. Asta e mașina, ea vă spunea în zona cam așa. Deci, da, dar aici a fost cealaltă. Deci aici mă rește pe acasă, asta continuare în jos. E loganul, vechimul meu. Ceva, bubuitură puternică. Oamenii s-au coborât jos, am văzut mașina așa cum se vede. Sunt o grămadă de mașina variate. Bubuitura puternică produsă în urma accidentului i-a scos pe oameni afară din case. La doar câteva minute după incident, ei nu au mai avut pe cine să tragă la răspundere, pentru că șoferul vinovat a fugit. Am ieșit azi noaptea afară. Am auzit doar bubuitura și atât. M-am speriat și mai mi-a fost frică de cutremur, să fiu cinstită, că se aude mereu că sunt cutremure, dar în rest nu. E bubuitura. S-a auzit, da. Două persoane aflate în autoturismul condus regulamentar au fost rănite și au ajuns la spital. Două victime, bărbați, care erau pasageri în una din mașinile implicate în accident. Nu avea niciunul dintre ei leziuni grave. Unul dintre ei un traumatism cranian minor și un traumatism abdominal, celălalt un traumatism de genunchi. După ce a rănit doi oameni și a avariat 5 mașini, polițistul s-a făcut nevăzut. Bărbatul în vârstă de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism din direcția Racoviza către Colibaș, nu ar fi respectat o distanță regulamentară față de autovehiculul din fața sa, ar fi intrat în coliziune cu acesta, ulterior ar fi ricoșat în 5 autovehicule parcate regulamentar. Cauza se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din curpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție. Pentru că a fugit, polițistul nu a putut fi testat cu etilotestul pentru a se stabili dacă el consumase alcool sau nu. Însă va fi cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă și fugă de la locul accidentului și riscă închisoare de la 2 la 7 ani.